să avem curățat orașul, să putem face, să-și poată desfășura manifestările, să se poată desfășura manifestările conform celor prevăzute și să nu fie surprize neplăcute. Totuși, ne cred că au înțeles mai mult decât era cazul de înțeles din aceste sincope și cred că se poate face o concluzie certă că deci neimplicarea și lipsa de interes în ceea ce privește curățenia orașului sunt vizibile. O altă temă și scurtă, ALDE Botoșani, respectiv Organizația Municipală ALDE Botoșani, aseară întâlnită în ședință la ora 18, a decis în unanimitate că dacă vom primi o invitație specială la acea masă de reconciliere sau așa ceva numită, întâlnire pe bani publici într-o Crăciună, să nu dăm curs. Dacă se dorește de la nivelul domnului primar, a grupului de consiliere PNL, PSD sau oricărei persoane bine intenționate în Botoșani, o întâlnire cu scopul de a veni pentru rezolvarea problemelor populației, ALDE vine și participă, dar în cadrul organizat, unu, nu pe bani publici și doi, nu în Crăciun. În rest, cu mare drag, ALDE a dat dovada și până acum prin președintele său, Călin Popescu Tăceanu, că mesajul de unitate și unitate națională trebuie dus la bun sfârșit și trebuie transmis către oameni sau dacă nu reușesc oamenii politici să-l înțeleagă, să-l primească măcar de la oamenii simpli. Deci, cred că aceste două teme, eu în numele organizației municipale, ăsta a fost mesajul pe care am avut.